Bun găsit, prieteni, la cea de-a patra ediție a emisiunii de dezbateri electorale Alege Bine, în campania pentru desemnarea noului președinte al României. În această seară vom vorbi despre politicile economice și cele sociale ale României, în următorii ani de zile, despre strategiile pretendenților la cea mai înaltă funcție din stat, privind investițiile și protecția socială. Mai pe scurt, vom încerca să aflăm dacă, după aceste alegeri prezidențiale, în următorii ani de zile, vom scăpa sau nu de sărăcie. Invitații mei din această seară sunt domnul Neculai Ienea, din partea PNL Pașcani, susținător al candidatului pentru președinția României, domnul Claus Iohannis. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și domnul Bogdan Alexa, din partea PSD Pașcani, susținător al candidatului pentru președinția României, Victor Ponta. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bun, domnilor, vă întreb încă de la început acestei emisiuni, dacă sunteți convinși că România va scăpa de sărăcie în următorii ani de zile cu noul președinte al României, așa după cum fiecare dintre candidații înscriși în această cursă electorală promite în fața alegătorilor. Vorbim aici de o serie de politici economice, de politici de stat, care împreună cu guvernul, cu parlamentarii, ar urma să fie implementate așa încât fiecare dintre noi să o ducă mai bine. Vă rog, domnule. Sunteți convins că Da. va fi mai bine în următoarea După perioadă? titlul emisiunii dumneavoastră, Săraca Românie Bogată, deci putem spune că de multe ori ne-am considerat săraci, dar de cele mai multe ori ne-am considerat bogați. Ne-am considerat săraci pentru că în anumite perioade a istoriei am avut de la nord la vest și de la est, de la sud la est, diferite curente politice care au trecut peste țara noastră, diferite mentalități, diferiți conducători cu mentalități diferite. Întotdeauna în campanii electorale, dacă ne uităm și acum pe toate bannerele și pe toate gardurile, cum spun cei de la țară, avem afișe cu reprezentanții noștri care vor candida și tot timpul s-au făcut promisiuni, s-au făcut diverse afirmații că vom trăi bine, că vom avea mai multă prosperitate. Vă aduceți aminte Și sloganul "Să trăiți bine"? da, mi-aduc aminte de acel slogan, chiar multă vreme a fost un mijloc de glumă între anumiți prieteni de serviciu sau colegi, chiar cunoștințe pe stradă, dacă știa că ești de la un anumit partid, celălalt spunea să trăim bine. Și noi, e adevărat că simțeam noi așa că nu prea am trăit bine. Un salut amar. Și da, era un salut amar așa. Dar ce să facem? Trebuie să nu ne gândim tot timpul numai la sărăcie, să ne gândim că noi suntem cei care putem să facem România bogată prin curajul nostru, în special mediul economic din toate zonele. Mă refer aici la Pașcani. În perioada ultimilor ani, chiar vreau să afirm, unele societăți au progresat, altele au regresat. Adică ele s-au destrămat. Anumite forțe de producție nu au mai avut capacitățile necesare, nu mai au avut comenzi. A fost o perioadă când au fost salarii destul de mari, când mi-amintesc, în anii 90 și după, chiar la cea mai mare unitate economică din Pașcani, Remaro. E o perioadă când a decăzut, alte societăți ca Proinvestu sau unități mai mici au luat un avânt și au creat locuri de muncă, Pacmaia. Și de asta noi trebuie să ne gândim pentru viitor, la o Românie bogată. Deci credeți dumneavoastră că va fi mai bine în viitorul Eu apropiat? cred că va fi mai bine dacă forțele politice nu vor căuta în continuare să
își dea la picioare și ar trebui, dacă ar fi unitate și cu adevărat alianțele să fie alianțe, că avem experiența unor alianțe care, după ce au ajuns să conducă, să fie împreună la conducere, uite că n-a mai mers treaba bine când, de exemplu, acea majoritate de 70%, când a fost, să nu ne aducem aminte numai cu tristețe, să și cu bucurie, putem spune, de fostul USL, dar acum nu știm, ar trebui să dăm vina noi liberale pe social-democrație, social-democrație pe noi. Eu mi-aș dori ca viitoarele alianțe care vor fi și vor ajunge la conducerea României, prin, mă refer la președintele României, vor căuta să unească toate forțele politice, să avem într-adevăr România să fie mai bogată. Bun, până Alex, vă rog. Sărăcia este cea mai mare nedreptate al ultimilor 10 ani, iar corectarea ei în următorul deceniu este misiunea fundamentală al viitorului președinte Victor Ponta. România are nevoie de o creștere economică și de combatere activă a sărăciei și implicit a creșterii nivelului de trai. Știm foarte bine de unde am plecat, știm foarte bine de când am preluat guvernarea. Putem face aici o diferență foarte clară ce a însemnat guvernarea Boc, prin care li s-au tăiat pensiile și salariile cetățenilor, unde au fost un plan de austeritate, prin care ei considerau că e un plan de ce stimulează economia, ceea ce s-a dovedit a fi total un blocaj în economie. Și sunt ferm convins că prin măsurile pe care le-a luat guvernul Ponta de creștere economică, de îndreptarea celor nedreptăți sociale făcute populației, atât persoanelor angajate în sistemul bugetar, cât și pensionarilor, prin readucerea salariilor la nivelul care le-au fost lor tăiate, stau la baza creierii și respectarea statului de drept. Bun. Vă invit să ieșim puțin, dacă se poate, din această logică electorală, din acest discurs electoral și vă întreb ceea ce probabil se întreabă fiecare dintre noi, cei care urmărim cu interes acum campania electorală, ne întrebăm pe cine să votăm, dacă se merită să ieșim la vot, dacă după alegerile prezidențiale va fi mai bine sau nu, care va fi soarta României până la urmă. Prima și cred că cea mai importantă întrebare este dacă în anii următori se va schimba ceva în ceea ce privește soarta economică a României. Se vede foarte clar că, dincolo de cifre, dincolo de statistici, situația economică a României nu este nici de cum mai bună, așa cum politicienii o descriu în statistici sau declarații politice. Uitați-vă, de exemplu, la Pașcan. Astăzi, da? Încă o grevă la Remar Pașcan, fosta societate Remar Pașcan. Citeam de asemenea astăzi un top al societăților, unităților economice de la Camera de Comerț. Din ce în ce mai multe societăți din Pașcan se află în acest top, pe în fruntea, pe pozițiile fruntașe. Societăți mari, care acum câțiva ani de zile erau cu cifre de afaceri foarte mari, acum nu le mai găsim acolo. La fel se întâmplă și în Iași, bănuiesc că la fel se întâmplă peste tot în țară. Ori, care sau cum vedeți dumneavoastră, ce ar trebui să facă viitorul președinte, ce strategie ar trebui să aibă, așa încât împreună cu guvernul, pentru că trebuie să înțelegem, singur nu poate face, nu are pârghii executive pentru a face așa ceva, dar ar putea determina sau măcar lansa în spațiu public anumite teme de dezbatere, așa încât România, măcar acum, dacă până acum nu am fost în stare, să facă un plan de dezvoltare economică pe termen lung și să pornim la drum. Și cum ar trebui să arate acest plan de dezvoltare economică? Da, eu consider că viitorul președinte al României, în speță candidatul Partidului Național Liberal, domnul Klaus Iohannis, va ține cont de toate propunerile forțelor politice, în special a guvernului, pentru că
E posibil, deci, candidatul nostru va câștiga alegerile și guvernul să fie tot actualul guvern PSD. PSD, PC și cu celelalte forțe politice. Dacă vor colabora foarte bine și vor implementa o strategie pe viitorii 10 ani, în special pe domeniul economic, plecând de la infrastructura țării, ca și noi pășcăneni să putem beneficia de o dezvoltare economică, numai când mă refer la infrastructură, să nu apară doar pe hârtie, cum se vorbește de 20 de ani, că vom face autostrăzi în zona Moldovei, că vor fi anumite axe în proiect, vine un ministru și trasează o autostradă, se schimbă guvernul, vine alt ministru și duce autostrada spre Bacău, vin alte forțe politice și vor spune că o să avem autostradă Iași-Târgu Mureș. Deci dacă aceste proiecte nu se vor implementa cu adevărat și nu vor începe lucrările, noi pașcanii vom fi în continuare izolați. Deci noi avem nevoie de un președinte care cu adevărat să pună punctul pe ei și împreună cu forțele politice, cu toți factorii decidenți ai guvernului și cei locali, să treacă la masă și să creioneze o strategie pentru viitorii 10 ani. Și atunci la pașcani vor fi investiții și atunci nu să mai vorbim de greva de la Remar, nu să mai vorbim de lipsa locurilor de muncă, nu o să mai vorbim că nu avem o școală modernizată sau un spital. Bine, noi la Pașcani avem spitalul modern, dar vrem să fie și în localitățile învecinate anumite spitale mai mici, de ce să nu spunem, sau dispensare comunale. Cele care au fost desființate, de exemplu. Cele care au fost desființate, o parte, după câte știu eu, s-au redeschis și vor urma și altele să se redeschidă. Sper să nu mai avem acele politici de tăieri de salarii, pentru că nu am auzit și nu este în planul viitorului președinte, a candidatului nostru PNL la președinția, domnul Klaus Iohannis, iarăși, bine, o să fie afirmați tot felul de șicane, că se vor tăia salarii, că, dar nu cred, așa ceva sunt doar povești pentru a speria electoratul. Bun, domnule Alexa, rămânem tot în această zonă a investițiilor, a planurilor de mare anvergură, dacă ele sunt sau dacă sunt măcar creionate, dacă se află în aceste proiecte ale candidaților la prezidențiale. Guvernul Ponta a demonstrat că poate genera creștere economică. Ne-am deschis toate, am încercat să fim alături de cetățeni prin acele politici în care interesul cetățenului se primeze. Dacă stăm și ne uităm la măsurile, politicele sociale, cât și cele economice, ele au mers în aceeași direcție pentru a crea o bunăstare a cetățeanului, pentru a crește nivelul de trai. Toate aceste măsuri pot fi luate de viitorul președinte Victor Ponta doar dacă există la nivel național o stabilitate, se creează o echipă între președinte, între viitorul președinte, între prim-ministru, între parlament și cetățeni, în așa fel încât ei să lucreze în interesul cetățenului. Politicele pe care le-a luat în domeniul economiei, în domeniul agriculturii, în domeniul industriei, eu sunt convins că au ajutat creșterea economică și au adus un plus valoare atât pentru rândul oamenilor, cât și pentru o stabilitate pe viitor. Măsurile care au fost luate au fost măsuri care să vină în ajutarea creșterii economice. Aici fac doar câteva măsuri venite, să reducerea CASE-ului către angajator cu 5%. Stimulează și dă posibilitatea ca firmele să angajeze din rândul șomerilor. Plus alte măsuri, reducerea TVA-ului la produsele de panificație, de la 24% la 9%.
plus o atenție deosebită am avut-o în domeniul agriculturii. Am crescut subvențiile agricultorilor. Plus în domeniul investițiilor a contat foarte mult absorbția fondurilor europene. Am crescut de 5 ori mai mult rata fondurilor europene față de guvernul Boc. Știm foarte bine că au fost blocate la un moment dat, erau blocate la preluarea mandatului guvernului Ponta, 5 programe europene. Ele au fost deblocate. Am înțeles. Și toate astea sunt măsuri care să vină în sprijinul și interesul cetățeanului. Bun, dar sunt mult mai interesat de ceea ce ar urma să se întâmple de acum încolo. Și vă întreb direct, de exemplu, de ce credeți dumneavoastră că foarte multe societăți au dat faliment în ultimii ani de zile? Dincolo de această criză economică care a traversat și Europa și Statele Unite, s-a instalat și în România pentru câțiva ani. Dar de ce credeți că foarte multe, sute de mii de societăți au dat faliment, au intrat în insolvență? De ce credeți că investitorii, mari investitori, ocolesc România? Păi eu cred că multe societăți au dat faliment, în special că și-au creat supraproducție, nu au avut piață de desfacere. Deci conducerea guvernelor precedente nu s-au ocupat suficient de anumite zone, e vorba de mediu rural, de mediu urban, de anumite zone. Dumneavoastră sunteți om de afaceri, da? Câte taxe plătiți? Foarte multe. Bun. Haideți să vorbim puțin despre taxe. Ce credeți că trebuie făcut în această zonă? Nu sunt prea multe taxe. Toți se plâng de foarte multe taxe. Nici nu mai știm câte sunt. Contabilii abia fac față să le numere, da? De ce România trebuie să aibă atâtea taxe? Da, m-ați dus în această direcție, dar trebuie să spunem totodată că orice stat, orice OAT, unitate administrativ-teritorială, își crânează bugetul pe taxe și impozite. Nici o primărie, nici un consiliu județean sau, mă refer, guvernul României, nu poate să aibă o proiecție de buget fără a institui niște taxe și impozite care noi, cei care muncim... Atât de multe? Păi aceste taxe, dacă nu putem acum spune care guvern a instituit mai multe taxe sau care guvern... Este mai puțin important, sunteți liberal. Atâta timp... Ce vor face liberalii, un președinte liberal în această zonă? Deci, dacă va reuși sau va încerca să schimbe... În ultima perioadă, deci România, guvernul României a aprobat reducerea CASE-ului cu 5%, o măsură care au luat-o împreună cu liberale și chiar dacă președintele încă în exercițiu s-a opus și a dat seama că doar erau niște șicane din partea președintelui și a dat seama că aceste taxe trebuiau reduse. CASE-ul pentru o bună relansare a mediului de afaceri. Deci multă lume spunea că nu, că nu, o duc bine dacă se reduc dacă se reduce CASE-ul, o duc bine administratorii de firme, patronii, cum spun. Și cei care muncesc nu o să o ducă bine, că din banii lor și nu știu ce. Dar nu e adevărat. Deci a fost o măsură bună care va da roade în următorii ani, în următoarea perioadă, indiferent cine va fi președintele României. Pentru că aici sunt multe de spus referitor la partea economică. Dacă stăm și analizăm numai la Pașcani, forța de muncă calificată în ultima perioadă a plecat în afara țării. E adevărat, pentru un trai mai bun. Orașul nostru a fost ocolit de anumiți investitori, cum am mai spus-o, și din cauza că noi în partea județului Iași, Neamț, Bacău, infrastructura lasă de dorit și nu vreau să ajung din nou la lipsa de autostrăzi, la drumuri. Ne bucurăm că avem cel puțin un aeroport în județul Iași capabil să opereze curse internaționale și ne dorim
ca și în alte județe și chiar în programul președintelui Klaus Iohannis va fi dezvoltarea infrastructurii atât rutiere cât dezvoltarea aeroporturilor, dezvoltarea căilor ferate, inclusiv președintele Klaus Iohannis își dorește în România probabil o linie de cale ferată de mare viteză. Noi sperăm să fie în zona Moldovei și de asemenea chiar și infrastructura navală, pentru că și aici este o problemă. Poate pot fi anumite curse pe apele interioare ale României. Păi nu, noi trebuie să avem cu ce, pentru că e adevărat, se spune de acea mare problemă economică cu dispariția flotei și sper că în perioada următoare cineva o să reapară și o să... Unde să apară? O să, dacă e cineva vinovat, nu e, nu noi hotărâm, justiția hotărăște. Spuneți-ne și... despre această povară fiscală, da? O mare problemă în România, din punctul meu de vedere, și care a fost subliniat în multe alte ocazii și de oameni de afaceri din străinătate, analiști politici și așa mai departe. Cea mai mare problemă în România, pentru care, iată, investitorii nu prea vor să vină, este această politică fiscală și lipsa de predictibilitate din partea guvernului. Mă refer aici la politicile fiscale. La politica fiscală, dacă putem spune că s-a schimbat de la un guvern la altul. Fiecare, se schimbă din an în an, nu din la un guvern. La și de, după cum vedem, în ultimii 4 ani s-au succedat 3-4 guverne și nici n-ai timp bine să, ca și o societate, să faci un program, să așa și apar alte norme fiscale și iar trebuie să o iei de la capăt. Și... În programul domnului Iohannis sunt prevăzute o serie de măsuri pentru revigorare economică și care sunt aceste măsuri? Dincolo de infrastructură, vă înțeleg. Până la aeroport mai avem. Este bine că avem în județ un aeroport, dar pășcăneni până ce ajung acolo mai au de avem nevoie de aeroport. Bani. Dacă avem nevoie de investiții la Pașcani, avem bine că avem un aeroport la Iași, pentru că e mai ușor ajunge de la Iași la Pașcani. Unii voiau să facă aeroport și la Pașcani, dacă vă aduceți aminte. Bine, sunt acelea care au fost probabil tot în campanie au fost puse lucrurile astea. Da, nu au niște idei care nu puteam... Bun. Domnule Alexa, vă rog. Guvernul Ponta a demonstrat. Au fost comasate 100 de taxe. Prin această comasare... Au dispărut 100 de taxe? Au fost comasate. Și au rămas câte? Mult mai puține față de ceea ce era în trecut. Prin această măsură... au avut ca drept scop reducerea birocrației fiscale. Dacă stăm bine și ne uităm în statistici, 2013 am avut cea mai mare creștere economică, 3,5% din Europa. Am devenit o țară credibilă pentru investitorii străini. Măsurile economice, politice, de fapt economice luate de guvernul Ponta, au fost în așa fel încât să vină în sprijinul societăților comerciale. Știm foarte bine că statul era dator firmelor private. Am început să plătim acele datorii ca statul să nu mai fie un fel de bancă. Să aibă banii să meargă în alte investiții nerentabile și firmele ușor, ușor să se prăbușească. Aceste măsuri sunt venite pentru a stimula creșterea economică, pentru a crea locuri de muncă și pentru a reuși ca fiecare dintre cetățenii României să ducă un trai mult mai decent. Vă întreb și pe dumneavoastră, care sunt măsurile viitoare? Ce s-a întâmplat până acum? Se vede, lumea știe sau, mă rog, a simțit-o pe pielea lui fiecare, dar care sunt măsurile viitoare prevăzute în programul electoral al domnului Victor Ponta? Așa încât, în perioada următoare, România să aibă un alt viitor din punct de vedere economic. Măsurile viitoare se vor îndrepta tot atât mediului economic,
cât tuturor mediilor social, învățământ, sănătate. Nu poți să dezvolți economia unei țări fără să ai grijă și de cetățenii lor. Și atunci, absorbția fondurilor europene, încercarea a nu mai crea un blocaj, respectarea statului de drept, toate sunt elemente care pot să aducă acea creștere economică. Bun, haideți să vă întreb direct. S-a discutat, au fost propuneri refuzate până acum. TVA să fie redus în continuare. La 16%, 18% a fost o variantă. Deci, această cotă de TVA care a fost redusă doar pentru alimente, da, să fie aplicată o reducere aproximativ egală sau pe jumătate și în celelalte zone economice. Este fezabil o asemenea propunere? Va lucra viitorul președinte, liberal sau social-democrat, pentru implementarea unei astfel de propuneri? Vă rog, da, scurt. Aceasta este strict treaba guvernului, nu a președintelui. Dar este nevoie de așa ceva. Președintele doar poate discuta cu forțele politice despre această situație. Da, e adevărat că am simțit cu toții și au dat roade reducerea TVA-ului la pâine. Deci este un lucru bun și dacă viitorul președinte va lucra bine și foarte bine cu guvernul, să nu mai fie acele certuri imense, acele șicane, nu mai, după cum vedem, nu mai reclamații peste tot, nu mai certe. Eu nu știu, chiar în ultima perioadă, în ultimele 8 luni, nu mai vedem la toate posturile televiziune între guvern și președinție atacuri murdare. Nu știu care mai atacă mai mult și care mai puțin, dar bănuim, sperăm că se vor termina și după luna noiembrie România cu adevărat va trece pe un făgaș normal, să avem un președinte care să facă și să construiască și chiar acea lozincă România lucrului bine făcut să prindă roade și să fie simțită de toți cetățenii din Pașcan, din județul Iași, din întreaga țară. Bun, mă rog. Pe scurt. Știm foarte bine că avem niște angajamente internaționale, aici mă refer la FMI. Când am preluat guvernarea, datoria externă era în jur la 99 de miliarde de euro. Guvernul Boc, perioada regimului Băsescu, a crescut datoria de la 55 la 99, guvernul Ponta a scăzut datoria de la 99 la 95 de euro. Reducerea TVA-ului la pâine a fost un prim pas făcut pentru a stimula creșterea economică. Vor urma și la alte produse alimentare, în așa fel încât ca populația să nu aibă suferit, ca populația să aibă un trai decent. Bun. Am auzit o declarație din partea unui alt competitor pentru cea mai înaltă funcție din stat, o idee interesantă și anume că privatizările nereușite ar trebui să fie luate înapoi la stat. Societățile care au fost supuse unor astfel de privatizări să fie luate înapoi la stat. Ideea mi se pare interesantă atâta timp cât practic în ultima perioadă, în ultimii 20 de ani de zile, țara a fost jefuită, da, prin astfel de privatizări. Și iată, avem aici câteva exemple chiar din Pașcan, da? Și putem să ne uităm și în jurul nostru, în județ, în Moldova, în toată țara. Cum ar trebui să fie abordată această problemă? Pentru că, iată, curg dosarele, dosare de corupție, aproape toate din zona economică. Credeți că ar trebui să guvernanții, politicienii, până la urmă chiar și președintele României, să găsească o soluție așa încât marile societăți, economia României să fie repusă în funcțiune chiar și prin astfel de măsuri, pentru că vorbim de cele mai mari societăți.
Acestea au fost privatizate tocmai pentru că erau foarte mari, tocmai pentru că erau necesare investiții, tocmai pentru că trebuiau să vină investitori și foarte multe dintre aceste privatizări au ieșuat din motive mai mult sau mai puțin cunoscute. Este această propunere, sau poate fi această propunere, una viabilă? Pe de o parte, pe de altă parte, România a înstrăinat resursele, a înstrăinat serviciile, a scăpat de sub control toate pârghiile, sau aproape toate pârghiile economice. Este necesară o analiză așa încât România să reintre în posesia acestor resurse, acestor pârghii economice, cum s-a întâmplat, de exemplu, în Ungaria, nu de mult. Eu personal nu susțin aceste idei lansate, indiferent cine l-a promovat, pentru că ar însemna în România să apară o nouă naționalizare. Trebuie să analizăm, deci, conducerea statului, începând de la președinție, guvern, parlament, pot da anumite ordonanțe, institui anumite legi de verificare și să controleze dacă cu adevărat cei care au cumpărat, care au fost beneficiari acelor întreprinderi, dacă au ruinat cu bună știință sau au fost niște blocaje economice. Nu, dar stați puțin, multe dintre ele încă mai sunt în portofoliul statului, nu, într-un fel sau altul, pachete minoritare sau chiar majoritare, doar că angajamentele care au fost luate în momentul privatizării de acești investitori, declarați investitori, deci în cele mai multe cazuri nu au fost onorate. Ori cine? Pentru că până acum nimeni n-a verificat dacă ele, acele contracte au fost respectate sau nu. Vă dau exemplu. Sunt societăți în Pașcani. Retrom a intrat de curând în procedură de faliment. Scudasul și aș mai putea. Nectarul a fost ras de pe fața pământului, da? Deci, astfel de societăți care înainte erau temelia economiei locale și economiei naționale, nu mai funcționează, au fost decapitate, pur și simplu. Deci, mențin afirmația, nu sunt de acord cu o nouă naționalizare, pentru că una este ceea ce s-a întâmplat la, eu știu, la Scuda sau la Cunectaro în perioada anilor acum 10-15 ani, dar aș vrea să mă refer aici chiar dacă a avut loc o grevă la electroputere, la fostul Remar, societatea a fost modernizată în ultimii 10 ani de administratorii care au condus acea societate și doar lipsa comenzilor și blocajul economic a dus la stagnarea producției și la lipsa de comenzi. Pentru că o societate ca Electroputere, fostul Remar, dacă guvernul în perioada următoare, probabil acum și datorită acest an numai campanii electorale și nu știu dacă cineva a mai avut timp să mai ocupe, cu toate că, spunem, o societate comercială privată singură și creează prin specialiști cu care lucrează și onorează comenzele și caută comenzi. Dar aici, fiind o societate la un nivel național, care depinde, produceau și reparau valoane, de deci nu puteau, pentru că beneficiarul era SNCFR-ul, erau căile ferate și guvernul trebuia să susțină un pic această societate. Nu știu dacă va putea să o facă în viitor, dacă, de ce n-a făcut-o până acum. Dar nu putem, dacă ne gândim că, bine, că am mai spus și un fost director la vară când a primit un premiu și titlul de cetățean de onoare, că și-ar dori ca uzina, fosta uzină să fie, să treacă la stat, adică să fie naționalizată. Dar cum acum? Nu poți să schimbi politicile României. Când vedeți noi suntem, că până și directorii deci, societăților bine, bine, da, bine, unii sunt nostalgici, dar nu se poate face așa ușor o naționalizare, pentru că noi suntem, facem parte din Europa. Dar vorbiți de parcă în Uniunea Europeană nu sunt acceptate asemenea practici. Bun, dar vorbiți de parcă cineva ar trebui să vină să ia cu forța anumite bunuri, da?
Nu despre acest lucru vorbesc, dar dacă economia ar deveni un subiect strategic pentru România, dacă anumite societăți, anumite zone din economia românească ar deveni strategice, păi atunci intervenția statului ar trebui să fie mult mai vizibilă. Da, aici pot spune că guvernul României poate să facă lobby și să... De exemplu, Remaru, Retromu, Scuda, să caute investitori și să aducă, să recomande la Pașcani, spre exemplu, anumiți investitori, dacă pot face când se facă acele vizite în China, în Japonia, în Germania și mai departe, să recomande să vină la Pașcani, că putem, aici sunt oameni calificați, avem muncitori buni și care vor să muncească, avem la Pașcan oameni care cu adevărat se trezesc dimineața, cum spunea cineva, că nu le place, nu le plac la mult să doarmă până la ora 10 și vor să muncească. Și pentru ei, dacă conducerea guvernului, viitorul președinte, că la actualul președinte nu ne mai putem aștepta la nimic, deci aici putem noi să așteptările noastre pentru viitorul președinte, în speță Klaus Iohannis, să facă lobby împreună cu guvernul și noi pășcănenii să beneficiem... Și să aducă investitori germani? Da, și germani, de ce nu? Păi deja la electroputere au fost, dacă nu mă înșel, anul trecut un grup de la Siemens, din Germania. Deci, dar au venit, au văzut, au plecat. Deci ar putea să și la Pașcani să facă lucruri frumoase, lucruri bune. Bun. Domnule Alexa, vă rog. Statul ar trebui să se implice. Nu ar trebui să fie imparțial. Să ne gândim foarte bine că acolo unde vorbim de industrie, vorbim de resurse umane. Și unde au fost privatizări eșuate, statul ar trebui să aibă un rol foarte important. Să găsească acel cadru legal, să verifice acele privatizări, să nu lese societățile să ajungă marea majoritate, o parte din acele societăți au ajuns la fier vechi. Și sunt ferm convins că prin implicarea statului putem genera creștere economică. Avem resurse regionale pe energie, putem deveni lider regional în energie, putem să ne asigurăm independența energetică în următorii 5 ani. Și atunci statul trebuie să se implice. Avem exemple pozitive cu hidroelectrica și Transgaz, care au fost pentru prima dată pe profit, Romgaz, electrica listată la bursa din Londra și statul a creat pârghile necesare pentru a reuși ca societățile respective să se revigoreze. Deci concluzia mea este că statul trebuie să se implice. Bun. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim să discutăm și despre politicile sociale, cele care ne interesează foarte mult, mai ales pe pensionari, pe cei care câștigă din nefericire puțin în România. Publicitate și revenim. Am de la străbunicul meu acest ceas. Asta știa el să facă, ceasuri. Și le făcea bine, căci merge și azi, după 100 de ani. În 2000, am spus sibienilor că voi face ca lucrurile să meargă ceas. Numai lucrul bine făcut dă rezultate trainice. Dacă și tu crezi la fel, hai să descoperim împreună o altfel de Românie. Normală. Iohannis, un alt fel de președinte. Normal. Încă o dată noi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel. Și nimeni nu are cum să ne doboare, nici lumea nu ne pare mare. Noi doi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel. Te-am așteptat să vii o viață întreagă. E un destin care ne leagă. Mândri că suntem Victor Ponta, președintele care unește. Da,
Da, am revenit în studio după o scurtă pauză de publicitate. Discutăm în continuare despre politicile sociale din România în următorii ani de zile, în măsura în care viitorul președinte al României va dori să schimbe ceva sau măcar să contribuie la stabilitatea socială în România. Știți bine, actualul președinte a reușit să împartă România în două, după ce au fost aplicate împreună cu guvernul pe care l-a sprijinit de nenumărate ori, guvernul Boc, pentru tăierea pensiilor, pentru tăierea salariilor, pentru luarea unor decizii nepopulare, care au afectat într-o mare măsură populația României. S-au mai schimbat lucrurile, e adevărat, în ultimii ani de zile, s-au mai făcut reparații, să spun așa, din acest punct de vedere, dar peste tot, dacă deschizi acest subiect, mai ales cu oamenii în vârstă, au rămas cu această teamă că oricine, orice politician poate veni, poate repeta această istorie, poate tăia încă o dată pensia, poate tăia încă o dată salariul, pentru că nu e așa, este un motiv sau principalul motiv pentru ca economia României să-și revină, Doamne ferește, dacă va mai fi încă sau dacă va mai traversa încă o criză economică. Bun, din acest punct de vedere, întrebarea este foarte simplă și mă aștept ca invitații mei să răspundă foarte prompt. Dacă viitorul președinte al României va fi de acord ca pensiile și salariile să fie tăiate de guvernul actual sau viitor, în condițiile în care se impun măsuri imediate de echilibrare a economiei românești. Vă rog. Da, în ultimii 10, chiar 15 ani în România știm că a fost o creștere a deficitului, la asigurarea bugetului, asigurări sociale. Și asta din cauza unor discrepanțe între cei care muncesc și pensionari. Deci raportul dintre salariat și pensionari a început să fie din ce în ce mai mare. Eu cred că niciun președinte care va câștiga alegerile în această toamnă nu va veni la Cotroceni să propună guvernului tăieri de pensii și salarii. Nu se propune, dar deci, dacă vine guvernul și propune. Dacă se întâmplă, nu, dacă vor fi probleme... Acea experiență tristă în România următorilor 10, 15, 20 de ani, eu nu cred că o să fie și nici nu-mi doresc. Eu nu mai sunt atât de sigur. Pentru că cel mai grav lucru este să iei celui care a muncit din dreptul lui de existență, din pensia lui, sau chiar acelui care muncește, mă refer la bugetari, cum au fost profesorii, cei din sănătate sau din diverse activități bugetare, să li se diminueze salariul, nu cu 25%, nici cu 5%, domnul Cojocaru, pentru că ei au câștigat niște drepturi în timp, mulți angajați au ajuns specialiști în domeniul lor și cu greu au trudit și au un salariu, și dacă nu putem să-i mai acordăm un leu la salariu, nici de cum să-i luăm. Bine, aici în domeniul privat este altă politică economică, aici trebuie să faci producție ca să câștigi, să-ți câștigi salariul, dar mă refer la bugetari, ceea ce s-a întâmplat, eu nu cred că o să mai întâmple și nu există în programul președintelui PNL, Klaus Iohannis, așa ceva. N-a fost nici în programul actualului președinte. Pentru că aici se discută doar de România, lucrului bine făcut, și dacă facem un lucru bun, ceea nu înseamnă să tai pensii sau salarii.
Sunteți convins că președintele liberal, dacă va fi... Sunt convins că așa ceva în istoria recentă a României nu se va mai întâmpla. Bun, vă rog, domnule. Eu să cred ceea ce afirmă colegul. Atâta timp cât dumnealor sunt într-o alianță cu personajele care au făcut cel mai mult rău României. Și mi se pare că cea mai mare nedreptate pe care au avut de suportat populația României a fost să se ia un drept. Un drept al lor, un drept care au muncit și nu mi se pare normal ca ei să aibă de suferit și în același timp guvernul Boc să risipească banii pe fel și fel de investiții. De astfel, premierul Ponta, viitorul președinte al României, a dovedit că este un om al faptelor. Și cea mai mare nedreptate al ultimilor ani a reușit să o ducă la îndeplinire. Am reîntregit atât salariile bugetarilor, cât și a pensionarilor. Am indexat pensiile cu indicele de inflație și măsurile care vor veni în perioada următoare vor fi pentru a crește nivelul de trai. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2015 cu 5%. Știm foarte bine că salariul minim pe economie a crescut de la 7 milioane la 9 milioane, iar începând din anul 2015 va crește treptat progresiv, ca până în 2016 să ajungem la 12 milioane. Astea sunt o parte din măsurile pentru a ajuta cetățenii. Eu sunt ferm convins că viitorul președinte Victor Ponta va fi un președinte pentru toți românii, îi va reprezenta pe toți românii și acele nedreptăți nu se vor mai întâmpla. Sunt multe alte măsuri sociale. Noi, Victor Ponta fiind și un politician de stânga, protecția socială a fost una din temele cele mai bine dezbătute și puse în aplicare. Atât pentru a veni în sprijinul cetățenilor. Bun, vom discuta imediat și despre măsurile sociale. Dar vreau să mă asigur că aceste măsuri radicale care au fost luate până acum de fostul președinte și care au produs un mare rău în rândul populației nu vor mai fi repetate. Chiar dacă președintele va fi de o anumită sau provine dintr-un anumit partid, iar guvernul este de o altă culoare politică. Chiar dacă guvernul și parlamentarii vor avea o altă opinie, mă aștept ca președintele de această dată să fie de partea cetățenilor, de partea românilor. Nu? Nu așa cum s-a întâmplat până acum. Putem avea o asemenea garanție? De ce nu? Păi, viitorul președinte al României, actualul președinte PNL, Klaus Iohannis, în cuvintele care le-a rostit în dezbatere electorale, a participat, unde a fost invitat la anumite televiziuni, diverse televiziuni naționale. Deci, tot timpul a spus că baza economică, dezvoltarea economiei, va ajuta foarte mult partea socială, inclusiv pensionare. Dacă noi vom avea o industrie puternică, dacă vom avea investiții, în special în infrastructură, atunci cu siguranță vom avea locuri de muncă, cu siguranță vom avea salarii decente și cu siguranță pensiile vor putea crește. Nu s-a avansat un procent, asta guvernul a avansat procentul pentru că guvernul poate face această chestiune, dar un lucru bine făcut, ceea ce s-a făcut la Sibiu, recomandă pe viitorul președinte, actualul președinte PNL, să ne reprezinte cu cinste și să fie președintele României. Pentru că cine a trecut prin Sibiu în ultimii 5-6 ani, e adevărat, poate spune că a fost într-o capitală europeană. Bun, eu să știți că nu întâmplător v-am adresat încă o dată această întrebare, pentru că dacă alianța
din care provine domnul Iohannis. Chiar dacă domnia sa, dacă va ajunge președinte, va avea, iată, alte convingeri, având în vedere că PDL-ul este aliat, face parte din această construcție politică, dacă vor veni din nou cu această propunere, Doamne ferește, și vor impune prin măsuri guvernamentale, repet, Doamne ferește, o asemenea măsură, nu? Nu se va afla președintele României într-o mare dilemă, da? O propunere venită din partea alianței care l-a propulsat în funcția de președinte, da? O măsură antipopulară. O va aproba sau nu? O va semna sau nu? Nu va semna, pentru că nu, domnul Cojocaru, nu se mai pot întâmpla lucruri care s-au întâmplat. Mă bucur să aud asta din partea dumneavoastră. Pentru că, vedeți, au loc alte alianțe. Sunt alte personaje. Și de multe ori un om care vorbește puțin poate să facă mult, dar nu va mai provoca scandal. Va fi un viitor președinte care nu va mai alimenta scandal, cum spună unii pe la țară, cel puțin nu va mai pune paie pe foc, nu va mai băga bățul prin gard și va trece direct la treabă, la construcția României. Pentru că România are nevoie, exact cum vorbim acum și povestim copiilor și nepoților despre podul de la Cernavodă. Mulți întreabă, domnule, dar cum podul de la Cernavodă de atâția ani și nu știu, da, pentru că a fost bine făcut. Mergem la Suceava, coborăm în gara Burdujeni și vedem imensa gară care ne place la toți. Domnule, când a fost construit? Le explicăm, în 1898. Păi cum, de 100 și ceva de ani gara Burda? Pentru că a fost un lucru bine făcut. Chiar dacă acolo au participat investitori, cum a fost în acea perioadă, austro-ungari, nemți sau alte. Bun. Deci, dar ce ne facem, aici aveți dreptate, dar ce ne face când vin alții și distrug chiar și lucrurile bine făcute? Păi aici e problema. Că trebuie să dea socoteală și dacă hoția în România va dispare, pentru că nu puteți spune că în zona Iașului, în zona Moldovei, salarii nu s-au făcut. Sunt oameni care trebuie să dea cu subsemnatul. Dar trebuie cu adevărat cercetați și hoția să dispară. Nu se poate. Pentru că este ușor să afirm de ministru cutare, de cutare. Eu nu afirm nimic despre niciun ministru. Dar cât sunt personaje care au influențat negativ viața economic-socială a României. Câți vor mai rămâne? Câți din acești actori politici care s-au împotrivit actualului președinte, care, iată, sunt în competiție cu favorita domniei sale, câți vor mai rămâne până la sfârșitul campaniei electorale? În fiecare zi, iată, arestări, în fiecare zi, descinderi cu mascații, anchete, eu procurorii sunt, lucrează la foc automat. Eu nu sunt pentru arestări, dar legea trebuie să primeze. Și nu, îmi pare rău că acum au început chestiunea asta. Chestiunea asta trebuia să fie de 10 ani încoace, tot timpul, pentru că retrocedării legale au fost întotdeauna. Sunt oameni care s-au îmbogățit din aceste retrocedări și să dea socoteală. Și avem exemple chiar și prin jurul nostru. Nu credeți că la Pașcani, în județul Iași sau Suceava, a fost totul corect și frumos. Și aici ar trebui cândva cineva să dea socoteală. Bun, vă rog. Colegul meu de platou avea perfect dreptate. Domnul candidat din partea Nelului nu va semna în faptul că va rămâne la primărie și nu va avea posibilitatea să semneze. Revenind la întrebarea noastră, viitorul președinte Victor Ponta va fi un președinte care se reprezinte pe toți românii. Va fi garantul respectării Constituției, va fi un foarte bun mediator, va crea o echipă unită între instituțiile statului, atât între președinte, guvern, parlament și cetățeni, în așa fel încât bunăstarea și dezvoltarea economică a României să primeze. Eu sunt ferm convins că acele măsuri luate de vechea guvernare nu se vor mai întâmpla, iar prin reîntregirea salariilor, atât și a pensiilor, guvernul Ponta a demonstrat că viitorul României aparține cetățenilor. Bun.
Haideți să discutăm pe finalul emisiunii și despre cum vedeți dumneavoastră, cum ar trebui să vadă candidații pe care dumneavoastră îi reprezentați aici în această seară. Politicile sociale, aceste măsuri care ar trebui să fie luate sau îmbunătățite pentru, în special pentru categoriile defavorizate. Avem, iată, o populație îmbătrânită, avem din ce în ce mai mulți pensionari, avem, iată, din ce în ce mai mulți șomeri. Asta pentru că, nu-i așa, nu prea mai avem economie, da? Avem, de asemenea, și copii, oameni în toată firea care au nevoie de ajutor din cu totul alte motive. Motive de sănătate, de exemplu. Cum credeți că ar trebui să acționeze viitorul președinte așa încât aceste categorii defavorizate să o ducă mai bine în următorii ani de zile? Chiar dacă domnul Klaus Iohannis este liberal și aceste măsuri sunt mai degrabă social-democrate sau pentru categorii defavorizate. Vă rog. Da, în ultima perioadă situația demografică a României s-a înrăutățit. După cum ați avansat și dumneavoastră, ați spus că e posibil ca în perioada următorilor 15 ani, chiar până în 2050, România, dacă continuă panta descendentă a demografiei, să ajungem până la chiar 14 milioane de locuitori, ceea nu ne dorim. Vrem ca natalitatea să crească, să fie în programul președintelui Klaus Iohannis. Avem trecut acolo, avem foarte bine crăinat o strategie de a încuraja familia prin programe sociale, prin anumite indemnizații pentru mamele care vor avea mai mulți copii. Nu s-a avansat o sumă, că aceasta se va face în urma analizei guvernului, dar ca și politică socială demografică, președintele Klaus Iohannis este pentru creșterea natalității. Având un număr însemnat de copii, totodată în programul președintelui Klaus Iohannis este creonată construirea grădinițelor și a căminilor de bătrâni, reabilitarea celor existente și, de asemenea, calificarea personalului, pentru că totodată într-un cămin de bătrâni știm cu toții dacă am avut pe cineva sau o să avem bolnav într-un spital. Sunt multe cerințe care trebuie ajutați numai la noi în țară, datorită migrației tinerilor, muncitorilor care n-au mai avut loc de muncă. Avem părinții rămași fără copii, sunt bolnavi, unii ajung în cămini, unii ajung în spital. Sigur. Cel puțin la Pașcani mulțumim bunului Dumnezeu și a managerilor de-a lungul timpului, a conducerii orașului, că avem un spital modern și avem unde să alinăm suferința și durerea părinților noștri la nevoie și nu numai. Și asta sperăm. Deci un președinte de dreapta întotdeauna poate încuraja și avea în vedere politici sociale. Pentru că partea socială are nevoie și cel care a lucrat și a avut un salariu bun cândva și poate este șomer și nu mai îl are. Partea socială nu ține de culoare politică. Bun. Și nu trebuie să țină de culoare politică. Bun, vă rog, domnule Alexandru. Politicile de protecție socială a reprezentat pentru guvernul Ponta una dintre acele priorități. Știm foarte bine că situația la nivelul României este o situație precară și politicile sociale au fost îndreptate către toate categoriile sociale. Protecție socială
trebuie să faci, să ai grijă în același timp și pentru, să faci protecție și pentru șomeri și pentru cetățean. Trebuie să protejezi și persoanele aflate într-o imposibilitate de a se deplasa, tot ceea ce vine în sprijinul lor. Măsurile care au fost luate, am reintrodus ajutoarele pentru însoțitorii persoanelor cu handicap, am majorat alocația de sprijin familial cu 30%. Chiar în ultima măsură am dublat alocația pentru copii din familiile sărace, beneficiar fiind 1.100.000 de copii. Astea sunt măsurile care să vină în sprijinul cetățenilor pentru a ridica un, crea un standard de viață mult mai civilizat. Bun. Domnilor, vă mulțumesc pentru participare. Ar fi foarte bine dacă măcar o parte din ceea ce am discutat în această seară va fi măcar în atenția viitorului președinte, dacă măcar o parte din accentele puse în această emisiune vor constitui preocupările viitorului președinte, pentru că economia și așteptările pentru ajutoare în toate felurile, ajutoare sociale, sunt, cred că, cele mai importante și cele mai sensibile probleme în raport cu cetățeanul. Cu siguranță va fi un președinte puternic. România, toți o dorim puternică. Iar o Românie puternică va fi atunci când vom avea un sistem educațional construit bine pe o perioadă îndelungată, când vom avea un sistem de sănătate competitiv și bine pus la punct și când vom avea de asemenea protecție socială și pensii bune pentru cei care au muncit și partea demografică se va schimba. Vom avea o natalitate din ce în ce mai mare. Atunci vom avea o Românie puternică. Bun, dar pentru asta, mai întâi de toate, avem nevoie de... Un președinte puternic. De oameni de stat, oameni serioși, oameni care să aducă investiții, să trezească România, economia României, așa încât să avem salarii mai mari, să ne putem permite, da? Servicii de calitate și în educație și în sănătate și... peste tot. Bun, mulțumesc. Victor Ponta, eu sunt ferm convins că va fi un președinte al tuturor românilor, îi va reprezenta pe toți românii și va fi un președinte pentru țară. Bun, vă mulțumesc pentru participare. Marțea viitoare ne vom reîntâlni să discutăm despre reformele care ar fi necesare în administrația centrală, mai ales, pentru că de acolo pornesc toate, spre administrația locală. Știți bine, câteva dintre temele, marele teme din administrația centrală au fost discutate, dar niciodată finalizate până acum. De asemenea, vom discuta și despre reformele politice, dacă politicienii își doresc cu adevărat ca aceste reforme să aibă loc și, de ce nu, chiar cele morale în rândul politicienilor, pentru că, iată, ce avem la televizor. Cât de mare este spectacolul și cât de urât este acest spectacol în campanie electorală. Dar ar trebui, în mod firesc, să discutăm despre cu totul altceva, despre viitorul acestei țări, despre cum gândesc candidații care doresc să ajungă în cea mai înaltă funcție din stat, în loc să avem parte de ceea ce vedeți și dumneavoastră la televizor, scandaluri, replici mizerabile, campanii mizerabile, nimic care să ne ajute în viitor. Mulțumesc pentru participare, dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Weekend frumos, o seară bună în continuare. Am de la străbunicul meu acest ceas. Asta știa el să facă, ceasuri. Și le făcea bine, căci merge și azi, după 100 de ani. În 2000, am spus sibienilor că voi face ca lucrurile să meargă ceas. Numai lucrul bine făcut dă rezultate trainice. Dacă și tu crezi la fel, hai să descoperim împreună o altfel de Românie. Normală.
Iohannis, un alt fel de președinte. Normal. Vreau să vă gândiți la ceva ce am uitat în acești 25 de ani. Vreau să vă gândiți că putem fi împreună și nu separat, că putem avea grijă unii de alții, că putem să avem încredere, să fim mândri și să facem o schimbare a noastră și a țării noastre. Votează Victor Ponta, președintele care unește.